înseamnă instituții puternice. Mai bine înseamnă fără foție și corupție. Mai bine înseamnă politica în interesul națiunii și nu a oligarhilor. Mai bine înseamnă democrație, libertate, toleranță și bunăstare. Moldoveni din România, pe 13 noiembrie, spargeți ghinionul istoriei și votați asumat la președinția Republicii Moldova. Pentru Moldova, mai bine înseamnă Europa. Mai bine înseamnă Maia Sandu. Bună seara, doamnelor și domnilor. Mai sunt două ore până la închiderea urnelor în Republica Moldova. Vom afla în această noapte, mâine dimineață cel târziu, cine este noul președinte al Republicii Moldova. Vom afla dacă Republica Moldova își continuă drumul spre vest sau se reîntoarce în brațele Moscovei. Este o zi importantă pentru români, nu doar din motive sentimentale, ci și din motive geopolitice. Vrem să știm dacă vecinii noștri de dincolo de Prut și frații noștri, îndrăznesc să-i numesc, rămân în aceeași zonă de orientare cu România sau se vor îndrepta spre Rusia lui Putin. Invitați-mi din această seară domnul Oazu Nantoi, pe care îl salut, politolog basarabean. Bună seara, domnule Nantoi. Bună seara. Colega mea, Sabina Fati, redactor șef ajung la România Liberă. Bună seara, Sabina. Bună seara. Și domnul Iulian Chifu, analist de politică externă, fost consilier prezidențial. O să încep cu dumneavoastră, domnule Chifu. Vreau să știu dacă sunteți optimist, pesimist, cum sunteți în seara asta înainte de închiderea urnelor. Având în vedere că încă se votează în România și se va vota în Occident, încă până la ora 10 în Italia și Franța, până la ora 11 în Marea Britanie, în ceea ce privește Statele Unite, Canada, de-abia s-au deschis urnele, cred că este bine să spunem că există o șansă. Deci, în funcție de prezență la vot, în funcție de modul în care și fiecare și-a mobilizat electorii și cine vine la vot, da, putem vorbi despre o șansă. Deja, la nivelul prezenței la vot, am depășit nivelul turului întâi, ceea ce înseamnă că sunt noi votanți care au venit la urne. Evident că trebuie să stabilim cine și de pe unde a venit. Există vești care merg în sensul în care vedem că mobilizarea s-a făcut de către ambele părți. Dacă la nivelul diasporei depășisem undeva în jurul orei 3 numărul de voturi după primul tur de scrutin, deja avem 3% relativ la 1,5 milioane cât au fost totalul data trecută. Deci 3% mai mult, 3% din total votate. Ei bine, în egală măsură am văzut o creștere importantă a votanților aduși cu autobuzele din Transnistria, o creștere importantă a votanților din Găgăuzia, o creștere importantă a unora dintre sectoarele Chișinăului și a zonei de nord, deci e posibil că acest tip de votanți să fie mai degrabă votanți pro-Dodon. În condițiile în care la nivelul Republicii Moldova s-ar menține în mare măsură raportul de forțe cunoscut, probabil că am putea fi mult mai optimiști cu cele cu voturile din afară. Deja eram la 120.000 de voturi, asta înseamnă mai mult sau mai puțin în jur de un 8%, cu o prezență crescută la categoriile de vârstă 18-25 de ani 0,6%, de asemenea pe intervalul 25-40 de ani o creștere de 0,7% din total. Pe un asemenea trend, lucrurile ar putea să dea rezultate, iarăși pe această dimensiune, mai degrabă îmbucurătoare pentru Maia Sandu. În egală măsură, însă, există și alte procese care s-au petrecut. Trebuie să vedem cum curg acest vot și care este formula de mobilizare optimă la urne a votanților diferitelor categorii. De aceea este dificil să ne pronunțăm. Să nu uităm, era vorba de circa 10% de recuperat, 9% de recuperat de către Maia Sandu. E un meci foarte strâns, dar e important să le spunem oamenilor care se uită la noi. De altfel, s-ar putea să nu fie așa de strâns. Diferența de 9% în funcție de gradul de mobilizare poate să ne ducă, dacă mobilizarea este mai puternică în partea cealaltă, ar putea să ne ducă și la surprize mai mari.
Vreau să le spun oamenilor, ceea ce ați văzut la început nu este, este un clip realizat de B1 TV care și-a asumat că susține parcursul pro-european al Republicii Moldova și ați văzut, e un clip care arată ca un clip electoral al Maiei Sandu, dar nu este, este un clip realizat de colegii noștri de la B1 TV. De altfel, Sabina Fati, majoritatea presei românești e, hai să zicem, nu știu dacă pot să spun pro-unionistă, dar e, e favorabilă Republicii Moldova și apropierii Republicii Moldova de România sau de România în cadrul Uniunii Europene. Care-i miza aici? O chestiune doar sentimentală? Ți se pare că românii sunt mai pro-unioniști decât cei de dincolo de Prut? Din ce rațiuni? Că nu văd ce ar avea de câștigat direct România, sau poate îmi explici tu ce ar avea de câștigat România din o potențială unire cu Republica Moldova, fie și în cadrul Uniunii Europene. Sunt două lucruri diferite. Pentru că... De acord. Da, dacă noi susținem parcursul spre Uniunea Europeană, traseul european al Republicii Moldova, e clar că avem nevoie în jurul țării să fim oarecum izolați de apropierea de Rusia. Republica Moldova, ca și Ucraina, creează în jurul nostru un cordon sanitar binevenit. Nu știu dacă unirea poate sau nu fi făcută. Există multe lucruri internaționale care împiedică deocamdată și numai gândul spre acest deziderat pe care unii lideri români îl exprimă cu multă dezinvoltură și care în momentul ăsta ar putea face mai mult rău decât bine. Pentru că nu face decât să readucă la suprafață niște sentimente, niște mișcări foarte favorabile Rusiei, să spunem, dintr-un punct de vedere. Din alt punct de vedere, sigur, reinventarea naționalismului și a patriotismului de bună calitate și a unui obiectiv național de lungă durată, asta poate fi... Nu-i așa? Un lucru bun. Păi asta o temă de campanie electorală sau crezi că totuși există și politicieni, lideri, formatori de opinie care cred sincer în faptul că Republica Moldova ar avea o șansă dacă s-ar alătura fie Uniunii Europene, fie României? E clar că are o șansă dacă s-ar alătura Uniunii Europene, dar asta este o discuție pur teoretică pentru că Republica Moldova, așa cum este în acest moment, nu are nicio șansă. Ca să spunem lucrurilor pe nume. E acolo o porțiune care se numește Transnistria, unde există armată rusească, există armament greu și sofisticat pe care rușii îl aduc acolo și e o parte care n-a aparținut niciodată de drept Basarabiei istorice și pe care rușii nu o să o lase din mână decât în urma unor ce știu ce negocieri complicate care s-ar face între marile puteri și Moscova, nu între București și Moscova, să fim înțeleși. Hai să întrebăm un om care vine din Basarabia și cunoaște foarte bine realitățile de acolo. Domnule Nantoi, ați fost implicat și în politică, cred că ați fost consilier al președintelui Mircea Snegur la un moment dat. Sunteți un om care cunoașteți foarte bine realitățile de acolo. Care e realitatea de astăzi? Radiografia zilei de astăzi. Sunteți optimist, pesimist? Credeți că în această noapte vom asista la o victorie a forțelor pro-europene sau vom asista la întoarcerea Republicii Moldova într-un drum spre est, spre Moscova, cu ochii la Moscova? Pentru început eu propun ca să ajungem la un numitor comun în ceea ce privește terminologia. Vă rog. Eu nu sunt cetățean al Basarabiei, eu sunt cetățean al Republicii Moldova. Basarabia este o chestie foarte vagă și în pofida faptului că eu m-am născut în Basarabia de Nord, eu m-am născut în Ucraina sovietică, deoarece m-am născut în același sat cu părinții, unde s-au născut și părinții mei, pe malul stâng al Prutului, în România Mare, dar eu deja m-am născut în 48 în Basarabia de Nord, în Ucraina sovietică. Circa 36% din teritoriile anexate de URSS la 28 iunie 40 au trecut în componența Ucrainei sovietice. Aceasta se referă și la nord și la sud. Dar, prin urmare, haideți să vorbim despre Republica Moldova. Dacă vorbim despre Basarabia, discuția pierde orice puncte de reper. Republica Moldova. La vot ies cetățenii Republicii Moldova. În opinia mea personală, cei care astăzi participă la vot se împart în două categorii. Îmi asum responsabilitatea. Prima, cetățeni
care votează pe doamna Maia Sandu și populația care votează pe Igor Dodon. Când eu vorbesc de populație, eu vorbesc despre aceea că această categorie de oameni se lasă manipulați prin apel la niște instincte primare de turmă, de surginte sovietică. Asta eu îmi asum responsabilitatea. Și românofobia este un instrument de bază în campania electorală a domnului Igor Dodon. Prin urmare, cu cât mai mult noi vorbim despre unire, cu atât mai mult se consolidează electoratul lui Dodon. Fiind pe timpuri în Frontul Popular, eu mi-aduc aminte cum în 88, pentru prima dată, în spațiu public, a fost lansată ideea unirii cu România. De atunci a trecut, dacă nu greșesc, 28 de ani de zile. Și eu nu consider că noi ne-am apropiat în sensul ideii de unire cu România. Prin urmare, dacă vrem să vorbim despre unire, trebuie să răspundem la întrebarea cum noi vedem realizarea acestei uniri. Eu personal consider că unirea în versiune 27 martie 1918 este imposibilă. E posibilă doar în perspectivă îndepărtată, spre regret, aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și asta într-un fond ne regăsim într-un spațiu comun. Asta este ceea ce eu v-am spus. Numai puțin, domnule Nadoi. Apropo de ce spunea Sabina mai devreme, este dispusă clasa politică de la Chișinău să renunțe la pretențiile statale asupra Transnistriei, un teritoriu care n-a fost nici când istoric al Republicii Moldova și pe teritoriul căruia se află trupe rusești și care e greu de crezut că vreodată va putea fi eliberat. Este dispusă să renunțe la acel teritoriu sau vrea cu tot din adinsul să tragă și Transnistria în acest parcurs pro-european? E foarte important. În primul rând, este absolut inadmisibil de vorbit despre raionele de est ale Republicii Moldova ca drept despre un teritoriu. Acolo inclusiv locuiesc cetățenii Republicii Moldova, care nu trebuie să fie trădați de țara lor. Alta este că, așa zisul fenomen al conflict transnistrian, a devenit un business profitabil pentru cei corupți de la Chișinău, cei de la Tiraspol și ei se împart și cu cei de la Moscova. Deci acesta nu este un conflict care... Ei, sunt și ucraineni pe acolo. Ei, mă rog, din respect față de domnul Poroșenko, care e aproape pământeanul nostru, trecem sub tăcere unele aspecte. Eu vorbesc despre ceea că fenomenul care se numește conflict transnistrian este un conflict care nu se rezolvă în exclusivitate grație coruperii și incompetenței clasei politice de la Chișinău, care este și penetrată de agentura rusească. Așa că, vă rog frumos, trebuie să ținem cont de faptul că clasa politică din Republica Moldova la moment este una moarte, compromisă și impotentă. Doar s-a manifestat la capitolul furtului și achitării conturilor reciproci. Deci, da, domnul Vlad Filat cunoaște mai bine lucrul ăsta. Prin urmare, da, deci, așa mi se pare cel puțin. Prin urmare, eu revin la aceea că în Republica Moldova, înainte de a vorbi despre Est și Vest, despre strașnicul Putin și Europa atrăgătoare, deci e vorba despre lupta dintre cetățenii acestei țări pentru ruperea statului din captivitate unui clan mafiotic corupt, care a uzurpat puterea în Republica Moldova. Atunci, dacă acest clan se păstrează la putere, deci perspectiva integrării europene, perspectiva europeană, eu nu cred că va arăta realistic pentru generația mea, cel puțin. În ceea ce privește Federația Rusă, să nu uităm că între Republica Moldova și Ucraina și Rusia există Ucraina. Dacă Federația Rusă ar fi realizat proiectul Novorossia, cine știe ce e aceasta? Astăzi Republica Moldova n-ar fi existat, ca să fie clar. Și Republica Moldova toți acești ani a rezistat inclusiv grație factorului geografic. Între noi și Rusia este Ucraina. Ucraina nu privește cu ochi buni la perspectiva venirii la puterea domnului Igor Dodon, deoarece domnul Dodon, probabil din incompetență crasă, cu excepția schemelor de corupție, acolo el este brici, deci și-a permis niște declarații absolut inadmisibile în raport cu situația din Ucraina. De exemplu, Crimea aparține Rusiei. Da. La o emisiune televizată a declarat că după începutul agresiunii împotriva Ucrainei, că a venit momentul ca Republica Moldova să-și revendice teritoriile istorice de la Ucraina și respectiv Ucraina a fost nevoită să-și recheme ambasadorul pentru consultări
Și un grup, unii deputați din Rada Supremă de la Kiev au făcut niște declarații foarte tranșante în ceea ce privește că Ucraina, fiind în stare de război cu Rusia, nu va permite ca în spatele ei să apară un cap de pod rusesc condus de marioneta rusească Igor Dodon. Prin urmare, lucrurile sunt multe etajate. Am o curiozitate, domnule Nantoi. Nu vă cunosc foarte bine decât în citit. Am citit despre cariera noastră. Vă considerați român? Noastră, personal. În primul rând... Moldovean, român, basarabean, ziceți noastră, care cu precizia rând, termenilor. În primul rând, mă amuză nonșalanța cu care mă întrebați. Deci, da, eu mă simt român și n-am nevoie de ștampilă nimănui ca să mă consider român. Nu, asta vreau să știu, asta, pentru că nu, o să vă arăt o hartă imediat, nu vă spărați, să vedeți cum se simțeau românii din Basarabia. Asta este că eu sunt căsătorit cu o rusoaică născută la Chișinău. Da? Aia n-are nicio... Nu, are. Ba are. Păi și Nichita Stănescu, dacă nu greșesc, o mamă rusoaică care a fugit, taică care a fugit de la bolșevici, de la Odessa. Prin urmare, să nu reducem la aspectul biologic sau de sânge sau nu știu ce. Nu, e o chestiune culturală, nu cred că e din acolo. Culturală, dar nu numai culturală. E vorba de faptul că eu... Știți ce avem pe ecran acum, domnul Antoi? Da. Avem componența etnică potrivit recensământului la 1930 a României Mari. Și ceea ce vedeți acolo este că, practic, cam toată Basarabia, actuala Republică Moldova, ca să folosesc terminologia... Nu actuală, dat fiind faptul că sudul este pierdut, regiunea Odessa... Da, sudul Odessa, e pierdut, da. Nordul este pierdut. Vedeți, partea acolo... de nord e cu verde acolo, unde e altă majoritate, dar vedeți, toată actualul stat Republica Moldova, peste 50%, peste 60% chiar, erau români, se declarau români. Deci mai puțin sudul, vedeți, pata aceea verzuie și pata verzuie din Bucovina, Basarabia de Nord. Dar actuala Republică Moldova era cam ca în Transilvania, cam aceeași componență etnică, adică majoritari detașați erau românii. Așa arăta harta etnică atunci. Sigur că între timp au venit diverse... Au venit deportări, exodul intelectualilor în 40-44 în România, foamete artificială din 46-47, rusificare forțată a orașelor și aducerea din restul teritoriului RSS a populației de altă origine etnică care se consideră oameni sovietici. În 89, de exemplu, la Tiraspol 17% se identificau drept moldoveni, 83% ruși și ucraineni. Dar important este că nu e vorba de ruși și ucraineni, e vorba de oameni sovietici. În aprilie 2014, când institutul unde eu activez, Institutul de Politici Publice, a prezentat datele sondajului privind atitudinea cetățenilor Republicii Moldova față de evenimentele din Ucraina, 74% din ucrainenii etnici de pe teritoriul, de pe malul drept al Nistrului, au considerat că deci Crimea a intrat în componența Rusiei în baza unui referendum legitim. Asta vorbește inclusiv a... despre incapacitatea clasei politice din Republica Moldova de a consolida societatea în baza criteriilor de cetățenie. La noi sunt până în prezent exploatate clivajele etnolingvistice și domnul Chifu a menționat renumita noastră autonomie găgăuză, deci unde în turul întâi 91% au votat pentru Igor Dodon, de cei care au ieșit la secție de vot. Și deci politicienii noștri tot luptă utilizând trecutul. Unii strigă că noi suntem al doilea stat românesc și români, ceilalți strigă, gen Dodon, că noi suntem moldoveni, nu suntem români și lucrarea vine de la răsărit. Aici se mai adaugă și propaganda rusească în situația când statul Republica Moldova nici nu încearcă să opună ceva, o politică informațională coerentă a acestei avalanșe de propagandă șovină. Deci, prin urmare, lucrurile nu se reduc la evreu, român, găgăuz sau moldovean. Sunt sigur că nu o să apucăm în seara asta să dezbatem toată problematica, dar vreau să vă arăt un scurt material despre alegerile de astăzi, pentru că e important, vom vedea acolo și niște voci de cetățeni moldoveni care au votat astăzi în capitala României sau în alte locuri. Haideți să vedem acest material. La secția din Stratford, Londra, oamenii au urcat și pe acoperișul de la primul etaj. Mulți dintre ei spuneau însă că știu că așteaptă în zadar pentru că nu cred că vor mai apuca buletine de vot.
Și la ambasada Republicii Moldova din țara noastră, sute de moldoveni au stat la coadă pentru a vota. Mulți dintre ei studenți care au venit cu trenul sau cu autocarul din orașele aflate în apropierea capitalei. Sper să se schimbe multe lucruri în privința chiar și acelui sistem educațional, sistemului politic, să fie o politică curată. Nu numai tinerii au fost la vot. Sperăm că și viața la Republica Moldova să fie mai bună, mai liniștită, pentru tineretul să aibă un viitor mai bun. Am înțeles, deci tot cu gândul la cei de acolo a venit la vot. Sigur că da, sunt de acolo. Avem speranțe foarte mari să fie așa cum dorim noi, pentru viitorul Republicii Moldova. Adică? Eu vreau pentru viitorul european. Cozi uriașe s-au format și la secțiile de votare din Milano, Parma, Dublin, Paris și Frankfurt. Poliția asigură ordinea publică. Iar la intrarea în cele două secții de votare din Moscova, peste 1000 de persoane au așteptat să-și exprime opțiunea electorală. În total, în capitala Rusiei au fost aduse 6000 de buletine de vot pentru al doilea tur al alegerilor. În Republica Moldova, candidatul socialist la președinție, Igor Dodon, a mers la vot în jurul orei 9 dimineața. Am votat pentru viitorul țării noastre. Eu sunt ferm convins că Moldova are viitor. Moldova va fi o țară integră, independentă, suverană. Câteva ore mai târziu a votat și contracandidata sa, Maia Sandu. Am votat pentru oamenii care cred în corectitudine, în adevăr, în muncă cinstită, în educație, în bun simț. Da, este o mobilizare fără precedent în diaspora moldovenească. Sunt cozi uriașe la ambasade, la secțiile de votare din străinătate. Nu ajung însă buletinele de vot, au fost trimise foarte puține. Înțeleg că doamna Maia Sandu deja cere demisia ministrului de externe, care a organizat aceste alegeri cam cum le-au organizat ai noștri, guvernarea Ponta în 2014, cere și demisia președintei Comisiei Electorale din Republica Moldova pentru neregulile de până acum. Se pare că e o situație care e cumva copiată la Indigo cu ce s-a întâmplat în 2014 în România. La fel, cozi, infernare, puține buletine de vot, puține secții. Cineva îmi transmite pe Facebook, o doamnă că în Cipru, o doamnă din Cipru, o româncă din Cipru îmi transmite că în Cipru nu s-a organizat secție de votare, deși sunt foarte mulți cetățeni moldoveni acolo. Probabil că mai sunt și alte țări în care au fost foarte puține secții de votare în comparație cu numărul de cetățeni moldoveni care se află acolo. Cum vi se pare asta, domnule? Bun, în afară de cum ni se pare, de fapt s-a emis o lege. O lege care spune două lucruri. În primul rând, și seamănă cu ce am făcut noi aici, și va trebui să ne uităm cu atenție cum vor arăta alegerile și în România. Acea formulă de înregistrare anticipată, deci dacă vrei să ai secție de votare, trebuie să transmiți înainte ca intenția să vii la vot, că există un număr suficient de cetățeni care au nevoie de o secție și abia ulterior se înființează acea secție. Un al doilea articol din aceeași lege vine și spune că nu are voie nici o secție de votare să aibă mai mult de 3000 de buletine de vot. Fiecare secție de votare din Republica Moldova și din afara Republicii Moldova are cel mult 3000 de buletine de vot. Deja pot să vă spun că în majoritatea secțiilor luate cu asalt, la Stratford, în Marea Britanie, în Franța, în Italia, la vreo două secții de vot, deja aceste buletine s-au epuizat. Deci vorbim despre secții de vot cu 1000 de oameni în fața ușii și care nu mai pot vota. De altfel, știu că este o ședință extraordinară a Comisiei Electorale Centrale acum la ora 7. În 2010 a fost o decizie specială luată ca să se poată vota pe foaia 4 pentru cei care n-au putut vota. Domnule Chifu, stați un pic. Să trimiți 3000 de buletine la o secție, contează câte secții faci. Că dacă ai o singură secție cu 3000 de buletine, iar numărul de la secții 100.000 depinde de moldoveni, ce s-a solicitat prin legea respectivă. Dar nu trebuie să vă imaginați că dacă legea s-a votat în Republica Moldova, cei aflați în diaspora neapărat știu că trebuie să se adune și să facă solicitare 100 de oameni ca să le vină o secție de vot într-o apropiere. Să știți că e același sistem, este exact aceeași problemă, o vom avea și în România. Eu nu știu procentul care votează cu Maia Sandu din diaspora, ba, dar da, pot să știm. Bănuiesc
Dar pot să bănuiesc. După primul tur de scrutin știm foarte bine. Care a fost? Nivelul a fost 95%. 95%. A fost circa 5.000 de voturi pentru Igor Dodon. Și nu vi se pare, Sabina Fati, nu ți se pare că guvernul de la Chișinău acționează acum cum a acționat guvernul Ponta? Adică știind că e o mobilizare foarte mare în diaspora, punând 3.000 de buletine de vot la o secție de votare. În Cipru, repet, sunt mii de moldoveni, nu e nicio secție, nici măcar una. Nu ți se pare că sabotează această bătălie? E o acoperire electorală cu legea, dar legea nu vine să, nu poate să contracareze dreptul la vot al unui cetățean. Eu cred că sunt mai multe lucruri de spus. Bun, în primul rând, ei se boicotează pe ei. Moldovenii se boicotează pe ei, așa cum și noi ne-am boicotat pe noi ani la rând, dacă nu cumva continuăm să o facem și acum. Serviciile din Republica Moldova cu cine lucrează? Poate ne luminează puțin domnul... Serviciile secrete? Da, serviciile secrete. Da, e o întrebare. Structurile de forță din Republica Moldova, în fața cui răspund ele? Cât de reformate sunt? Astea sunt câteva întrebări, așa, nu ca să intrăm în teoria conspirației, ci pentru a vedea în mâinile cui e statul. Pentru că statul e acela căruia i s-au furat $1 miliard fără să se întâmple nimic. Într-o ședință de guvern în care toți miniștrii au semnat, inclusiv actuala candidată a Dreptei, pe care cu toții o susținem. Pe de altă parte, România. Cum a pregătit România aceste alegeri de dincolo de Prut? România, care este o țară care susține mersul spre Occident al Republicii Moldova. Păi să vă spun cum a pregătit-o. Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a ieșit și a spus: noi nu ne implicăm. Nu ne implicăm. Nu ne implicăm în niciun fel. Nu ne mai interesează. În subsidiar. Domnul președinte a spus doar că România nu se mai implică. Și traduce asta ca fiind un pas înapoi din partea României? Traduce asta ca fiind o retragere a României din această zonă cu gândul spre altceva. Nu știu dacă lucrurile s-au discutat la un nivel internațional între România și partenerii occidentali sau dacă e doar un impuls autohton. Poate domnul Chifu ar putea să ne dezvăluie mai multe lucruri din mecanismele puterii, așa cum le-ar putea intui potrivit în acest moment. Potrivit mecanismelor puterii, fac paranteză doar ca să vă răspund, nu există nicio formulă prin care cineva din afară să vină să-ți spună ce să faci. Deci aici, dacă voința statului este într-o anumită direcție, nu există formulă. Nu, eu nu mă refeream dacă cineva vine să-ți spună, ci că într-un anumit context internațional anumite lucruri se schimbă și vedem că lumea se schimbă acum într-un ritm foarte alert, iar România de ceva vreme își schimbă politica externă. Iar eu pot abține să n-o spun, știu eu că sunt moderator, dar totuși un domnule lucru. Chifu, Iulian Chifu, Sabina Fati, domnule Nandu, nu mă pot abține să n-o spun, eu sunt moderator, nu mă pot abține. Mi-a căzut pixul din mână când l-am văzut pe oligarcul Plahotniuc, da? Despre care știe toată lumea că este omul serviciilor secrete și de la Moscova și de la București. Toată lumea știe asta, nu mai e secretul lui Polișinel. Mi-a căzut pixul din mână când l-am văzut pozându-se cu doamna Victoria Nuland. Dom'le, mi-a căzut pixul din mână. Dar când i-am văzut pe americani îmbrățișându-se cu Plahotniuc, care Plahotniuc este, după părerea mea, chintesența oligarhului în această parte de lume. Eu așa-l văd. Da, e un oligarh care menține stabilitatea. Eu cel puțin așa citesc gestul oficialei americane de a se poza alături de oligarhul numărul 1 sau, dacă nu cumva, singurul oligarh al Republicii Moldova. Mie mi se pare așa, e podul, știți cum era podul de flori, acum domnule Nantoi, mi se pare că Plahotniuc e așa podul de dolari care vine de la Moscova și se termină la Washington. Eu așa înțeleg și trece peste noi așa puțin. Dacă îmi permiteți, vă rog. Eu nu accept să vorbim doar despre ceea ce se întâmplă în ziua de azi. Iată, cineva a spus că nu ne amestecăm și asta este rău. Eu vă duc un alt exemplu. Eu n-am spus că este rău. Nu. Am spus doar că se întâmplă. Da, se întâmplă, da. 27 august 2016, Republica Moldova a sărbătorit 25 de ani de independență.
După 25 de ani de independență, în Parlamentul Republicii Moldova, din banii pe care le plătesc eu în calitate de contribuabil, este asigurată traducerea sincronă în limba țării care ne ocupă ilegal o parte din teritoriul nostru. Pentru că unii deputați din Parlamentul nostru nu cunosc limba țării. Deci s-a tradus în limba rusă? Deci se traduce în continuare în limba rusă. Și totodată, timp de 25 de ani, nu s-a realizat interconexiune măcar în sistemul energetic. Să fie conectate la mod funcțional rețeaua de gaz, de gazoducte, da? Și curent electric. Despre ce vorbim noi? Timp de 25 de ani. Trebuia să vină capitalul privat românesc. Trebuia să apară interconexiuni. Da, a venit primul capitalul banditesc din Rusia, care a luat ce era mai lacom. Deci în faza anilor 90. Da, Federația Rusă în mod evident, ilegal, a privatizat centrala termoelectrică de la Cuciurgan și uzinele din stânga Nistrului. Deci, a luat aeroportul. Nu. Deci aeroportul ăsta, șotele băieților locali, deci, mă rog, ei sunt, pot să declare că sunt proruși, dar frate, dar brânză e cu bani. Aeroportul e cu bani, da. Și prin urmare, vreau să spun că ceea ce ziua de azi, deci exact 20 de ani în urmă, în Republica Moldova a avut loc ultimele alegeri prezidențiale directe. Când doi foști secretari ai Comitetului Central concurau între ei, domnul Petru Lucenski și domnul Mircea Snegur, și moldovenii se ocupau cu același exercițiu mazohist, căutau răul mai mic. Acum au trecut 20 de ani și sub mai multe aspecte situația în Moldova, în Republica Moldova a degradat. În primul rând sub aspectul moral. Azi în Republica Moldova sunt 590.000, dacă nu greșesc, de pensionari, de ăștia de al de mine. Tineretul pleacă. Scade dramatic numărul celor angajați în sectorul real al economiei naționale. Deci, și dacă noi vorbim despre Maia Sandu, pe care eu vreau să o văd președinte, apoi, pentru ca ea să fie votată cu garanție, trebuie să mergem pe calea Estoniei, care a asigurat votarea prin internet. Ce sistem are Estonia? Nu vă supărați. Domnul Antoi, noi în România n-am legit de votat. Nu. Trebuie să-ți formulez un scop. O frază doar vreau să spun. Că noi vorbim despre cetățenii Moldovei care nu au posibilitatea să voteze în afara țării. Dar de ce la alegerile parlamentare? O precizare. Toată Republica Moldova e singură circumscripție, da? Deci, de ce la alegerile parlamentare? Studenții au avut posibilitatea să voteze acolo unde învață, fac studiile, da? La Chișinău, la Bălți, nu știu unde acolo, la Cahul. Dar la alegerile prezidențiale ei sunt obligați să meargă la locul, acolo unde au viză de reședință. E clar că s-a făcut în detrimentul candidatului Maia Sandu, deoarece pentru Dodon un jurnalist a scris un articol strălucit vreo 15 ani urmă după sondajul nostru. El a scris că Voronin este adorat de femeile ucrainence, bătrâne, agramate și sărace. Deci a luat stratificarea asta. Deci Dodon, voturile lui sunt două treimi ale minorităților etnice neintegrate și moldovenii neromâni de vârsta înaintată care sunt bolnavi până în prezent de nostalgie. Trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate. Imediat după publicitate vă vom spune care este în timp real prezența la vot la aceste alegeri prezidențiale din Republica Moldova. Imediat. Am revenit, doamnelor și domnilor. Mobilizare mare pentru alegerile prezidențiale din Republica Moldova. Aveți în imagine, în timp real, prezența la vot. Peste 1,5 milioane de cetățeni moldoveni s-au prezentat la vot. În partea dreaptă, peste 122.000 de persoane au votat în diaspora la aceste alegeri prezidențiale. E și pe categorii de vârstă și pe femei, bărbați, mult mai multe femei la vot, 53% femei la vot, 46% bărbați. Procentul cel mai mare ca vârstă, cei între 56 și 70 de ani au ieșit la vot, 27,8%, apoi locul 2, 26-40 de ani, 27%, și 41-55 de ani, 25%, tineri între 18 și 25 de ani, 10%.
Cum vi se par rezultatele astea, domnule Chifu? Ar putea răsturna rezultatul din primul tur cu această prezență mai mare la vot și mai ales în diaspora? Haideți să ne uităm. Deci cele 122.599, acum 600 de voturi, înseamnă 7,81%. E un procent foarte bun. Deja sunt aproape de două ori mai mulți votanți în diaspora decât în turul întâi. 7,81%, dați jos cei circa 8.000 de votanți din Moscova, acceptând grosomodo că aceștia sunt votanți pro-Dodon. Eventual se compensează cu procentele care ar mai veni din diaspora, cu 1, 2, 5% din diaspora. Per total, cred că putem să contăm pe un plus de 6,5% pentru Maia Sandu numai de aici. Prezența la vot continuă. Vă mai dau un element. Ați spus acum procentele. Procentele trebuie calculate în raport cu procentul pe care îl reprezintă demografia, deci cu referențialul. De exemplu, între 18-25 de ani avem 10-93, 11%. Față de turul întâi am avut 10%, deci cam un procent în plus. Avem câștigat din categoria aceasta de vârstă. Un alt procent pare a fi câștigat 27-38% pentru categoria de vârstă între 25%, era chiar 2,3% pentru categoria de vârstă. Cât? Între 25 și 40 de ani sunt câștigați. Câți cetățeni moldoveni sunt în diaspora, știți, aproximativ? O, nu, e foarte greu de identificat o asemenea sumă. Vă întreb, câți cetățeni români sunt în diaspora? Putem să spunem? 3-4 milioane, e o estimare. Așa, e o estimare. Nu, da. Nu putem să știm indiferent în acest moment. Indiferent cât de mulți sunt, ei nu pot vota mai mult de 3.000 pe secția de vot. Exact. Și luăm numărul de secții de vot și vedem că nivelul... Dacă îmi permiteți, secții... este o necunoscut în ceea ce se întâmplă astăzi, dat fiind faptul că Dmitri Ciubășenko, care a fost candidatul partidului nostru, deci pro-rus, al lui Renato Usatăi, a obținut circa 6% în turul întâi. Și domnul Renato Usatăi, aflându-se deja tradițional la Moscova cu dosar penal, deci a lansat un apel destul de confuz către adepții săi și al lui Dmitri Ciubășenko să-l susțină pe Igor Dodon. Aici se văd urechile serviciilor speciale rusești, asta este univoc, în opinia mea, dar rămâne deschisă întrebarea. Cei care au votat pentru Dmitri Ciubășenko în turul 2 vor merge așa de cuminți să voteze consolidat pentru Igor Dodon? Eu nu sunt sigur, dar oricum aici este o neclaritate care se va limpezi după ce vor fi calculate voturile. Cât a fost diferența în primul tur între Maia Sandu și Igor Dodon? Circa 10%, 140.000 de voturi, ca să fiu foarte exact, pentru că noi discutăm și tot ce v-am spus procente, nu acestea. Acestea sunt procente reale din prezența la vot reală de acum. Era raportat la 1.500.000, grosomodo, cât a fost prezența în primul tur. Sunt de ajuns, dacă se respectă procentajul, sunt de ajuns cele 3.000 de buletine de vot per secție de votare în diaspora ca să răstoarne rezultatul matematic? Matematic, da, dar să nu uităm că în România, pe cele 11 secții de vot, deci practic 33.000 de votanți, avem undeva în jur de 10-11.000 la ora actuală. Deci au votat doar o treime din cei care puteau din vota. Numărul de buletine. Din numărul de buletine, din 33.000. Dacă luăm numărul de basarabeni, au votat 11.000. Da. 240.000. Mai e o oră până la închiderea urnelor. Credeți că mai merg oameni la vot în acest moment? Oamenii merg la vot. Este și motivul pentru care n-am vrut să ne pronunțăm în mod absolut asupra rezultatelor. În schimb, niște lucruri putem să le spunem. Apropo, cu cine s-a confruntat și cu ce s-a confruntat Maia Sandu în toată această campanie? Poate merită să spunem. Ajungem și la asta, mai avem o oră de emisie. Vreau să te întreb, Sabina Fati, vreau să vă propun scenarii, că asta e jobul meu. Dacă totuși câștigă Maia Sandu, nu Igor Dodon, ce crezi că se va întâmpla? E foarte complicat, pentru că Maia Sandu nu are o mare experiență administrativă într-o țară în care deja sunt alții care conduc pe dedesubt lucrurile. Într-o țară capturată, așa e definiția ei și la Banca Mondială. O țară capturată de oligarh, o țară capturată de... Nu țară, stat capturat. Un stat capturat. Țara e România. Acela este un stat, Republica Moldova. Și Republica Moldova e o țară. E o țară. Deci crezi că nu poate să facă mare lucru? E
complicat, dar poate dacă măcar... nu e ajutată. Dacă noi nu am, noi, dar poate într-un fel sau altul, România putea să o sprijine pe Maia Sandu, nu știu cum. Dar cred că statul român avea posibilitatea, într-o formulă sau alta, să transmită niște mesaje, să facă niște lucruri, altădată se întâmplau. Și cunoaștem campaniile electorale când acești pro-europeni care s-au lăsat și ei capturați în legislaturile trecute în Republica Moldova au fost ajutați, sprijiniți chiar de președintele Traian Băsescu și așa mai departe. Haideți să vedem, o să vă arăt ceva imediat. Fostul președinte Traian Băsescu și-a luat cetățenia Republicii Moldova, a și votat împreună cu doamna Maria Băsescu, a votat cu Maia Sandu, evident, a și anunțat acest lucru, a susținut-o destul de vocal pe Maia Sandu, fostul președinte al României, Traian Băsescu. Mai sunt alți politicieni români care au avut o opțiune. Haideți să vi-l arăt pe fostul premier al României, Victor Ponta, ce mizerii scria el pe Facebook acum ceva vreme, pe 14 septembrie, deci mult înainte să aibă loc chiar și turul întâi al prezidențialilor din Moldova, susține că îl susține pe Iurie Leanca alături de Angela Merkel pentru multe motive politice și personale, dar mai ales pentru că în funcția de prim-ministru a arătat cu toate riscurile că are o viziune modernă și corectă pentru Republica Moldova, că iubește România și Europa. Dați mai jos ca să vedem partea interesantă, nu asta este a mesajului, ci cea în care o atacă extrem de agresiv și de obraznic pe Maia Sandu. Dați mai jos, vă rog eu, ca să vedem toată postarea. Haideți să vedem. Bun, aici e o întreagă teoria lui Ponta despre Republica Moldova. Ponta se dă de altfel un mare unionist, da? Și uitați aici, secta și propaganda talibană din România tot promovează o duduie, o variantă la fel de ciudată și ipocrită a Monicăi Macovei, evident fără nicio șansă, care însă în funcție ar face mai mult rău decât Armata Roșie. Președintele României însă tace, guvernul tace, poate așa au primit ordin și alegerile sunt în câteva săptămâni. Se referă la Maia Sandu, pe care o atacă, așa cum știm că face Victor Ponta, adică cu o brăznicie. Pe mine mă șochează faptul cum a fost premier al României, care în aceste alegeri parlamentare candidează din nou, deși are nu știu câte dosare penale la un post de, pentru un post de parlamentar, poate să aibă un astfel de discurs. Putea să spună simplu, eu îl susțin pe Iurie Leancă sau eu îl susțin pe Igor Dodon. Dar să spui despre Maia Sandu că e o duduie care face mai rău decât Armata Roșie, mi se pare o jignire care este sub demnitatea unui om care a servit o astfel de funcție în statul român. Asta e felul în care oficialii români au sprijinit, în care sprijină ce se întâmplă în Republica Moldova. Am auzit altfel de mesaje, bun, Traian Băsescu care a ieșit. Dar nu e singura modalitate de a sprijini. Cred că sunt și multe alte modalități care s-au întâmplat până acum și care nu se mai întâmplă. Da, vă rog, domnule Antun. Nu vreau să vorbesc despre ceea ce a scris domnul Ponta. Domnul Ponta, pe timpuri, era secretarul organizației de tineret al PSD, da? Și avea coleg din Partidul Democrat din Moldova. Există relații strânse între domnul Ponta și domnul Plahotniuc. Asta este, nu mă miră asemenea postare. Însă eu vreau să completez ceea ce dumneavoastră ați început să răspundeți. Ce ar putea să facă doamna Maia Sandu? În primul rând, haideți să nu absolutizăm ceea ce noi numim fenomenul statului captiv. Dat fiind faptul că, da, domnul Plahotniuc controlează totul, da. Dar domnul Plahotniuc inițial vroia să-i vadă în turul 2 pe domnul Dodon și domnul Marian Lupu, președintele formal al Partidului Democrat. Și toată ideologia campaniei electorale a domnului Marian Lupu era că doar el poate concura cu domnul Dodon, iar ceilalți sunt așa. Deci nici nu acceptă dezbateri cu el. Și de partea domnului Lupu era media holdingul domnului Plahotniuc. Oficial au fost cheltuiți cel mai mulți bani pentru campania electorală a domnului Lupu. Și ce s-a întâmplat? Foarte târziu, în opinia mea personală, dar totuși s-a ajuns la înaintarea candidatului comun, doamna Maia Sandu. Cu 10 zile înainte de scrutin, este interzisă publicarea datelor sondajelor sociologice, dar cert este că
Domnul Plahotniuc avea la mână, deci, în fiecare zi, trekking-ul, sau cum îi spune, deci tendințele, da? Și în ziua de 26 octombrie s-a întâmplat un lucru șocant. Adică cu 4 zile înainte 4 de votare. Înainte de votare s-a întâmplat un lucru șocant. În cadrul unei conferințe de presă apare domnul Marian Lupu și domnul Plahotniuc și domnul Lupu declară că se retrage din cursa electorală. Mai mult, nimeni din Partidul Democrat, chiar președintele formal al acestui partid, Sergiu Sârbu, nu știau despre această decizie. Nimeni, da? De ce s-a întâmplat acest lucru? Deoarece domnul Plahotniuc a înțeles că ratingul domnului Marian Lupu scade vertiginos, se prăbușește, pe când doamna Maia Sandu crește și iese în turul 2. Schema inițială, ideologia, campaniei electorale, cum că în turul 2 iese domnul Lupu și domnul Dodon și eu ca cetățean rămân fără alegere, dar domnul Plahotniuc câștigă, în orice caz a fost dată peste cap. Și acum... Bun, și a mai spus un lucru, da. A spus că susține pe Maia Sandu. Da. Asta este cadou otrăvit, e clar, că deci, l-a retras pe domnul Lupu, anume ca să și-a declarat susținerea doamnei Maia Sandu, anume ca să sporească șansele lui Dodon să câștige din prima. Dar aici, când eu vorbesc despre ce că domnul Plahotniuc a investit resurse, nu numai financiare, în ideea unei campanii electorale, când domnul Lupu iese în turul 2 și a ieșuat, vorbește despre ceea că acest sistem creat de el este foarte fragil, această piramidă a lăcomiei și a supunerii docile. Și apariția unui șef de stat. Nu consider că doamna care a activat la Banca Mondială a fost ministru, deci îi lipsește aptitudini manageriale. Nu, eu n-am terminat încă discuția asta. Este extrem de important că în cazul câștigului doamnei Maia Sandu, noi, cei chinuiți de politicienii noștri, care am trecut prin perioada asta de disperare și deznădejde, fiind trădați și amăgiți de pro-europenii noștri, deci eu tot mi-aduc aminte de sloganul din prima campanie electorală a domnului Obama. Yes, we can. Da, noi am reușit. Da, statul e captiv. Da, holding-ul. Da, bani murdari. Da, administrativ, resurse administrative. Atmosfera de frică în societatea moldovenească s-a triplat. Vă imaginați pe cât e de gravă situația? Deci atmosfera de frică. Și noi avem nevoie de acest succes ca nou să ne spunem, yes, we can. Și atunci această piramidă va începe să se ruineze. Noi avem nevoie de schimbarea radicală a clasei politice. Eu cred încă într-o schimbare. Cred că e posibilă această răsturnare a scorului. Cred că moldovenii din Republica Moldova, care se află în România în acest moment, ar trebui să iasă masiv la vot. Eu cred că sunt soluții chiar și pentru aceste... Dacă au votat numai 11.000 din 33.000 de buletine de vot, mai sunt încă 22.000 de buletine de vot care așteaptă să fie ștampilate și introduse în urnă. Mai este o oră până la închiderea urnelor. Trebuie să luăm o nouă pauză de publicitate, după care o să rog pe domnul Iulian Chiflu să ne dezlușească puțin mesajele de campanie, care au fost mesajele Maiei Sandu, care au fost mesajele lui Igor Dodon și ce însemnătate au ele pentru România. Revenim în câteva minute. Mai sunt cel puțin vreo 800, ar trebui să mai fie, pentru că la ora 6 încă mai erau 1000 de buletine disponibile. Ce veți face cu oamenii care sunt acum la Padea? Deci îi anunțăm de acum și o să le propunem să ne mișcăm cu toții spre secția consulară. Dacă se termină și acolo, în grădirea aceasta a dreptului de vot, cine ar trebui să răspundă, domnule ambasador? Deci, cred că e o întrebare care nu trebuie să-mi fie acordată mie. Eu vă spun că noi, personal am trimis 3 scrisori la Chișinău solicitând suplimentarea buletinelor de vot. Aceasta este declarația făcută astăzi de ambasadorul Republicii Moldova la București. Nu vi se pare un sabotaj? Pentru că domnul ambasador spune așa, e un mesaj pe care am un deja vu, l-am auzit în 2014. Ambasadorii României din țările Uniunii Europene în special spuneau, eu am trimis scrisori domnului Corlățean, care era ministru de externe, să suplimenteze numărul de buletine de vot sau de secții de votare. Domnul ambasador spune, am trimis scrisori la Chișinău să suplimenteze numărul de buletine. Rezultatul zero, același număr de buletine. Probabil că nu vor apuca să voteze toți moldovenii de la anumite secții de votare. Sunt 678, tocmai am citit, de contestații pentru faptul că n-au reușit să voteze și au fost trimiși acasă în diferite secții de peste hotare.
pentru faptul că s-a depășit numărul de 3.000 de buletine de vot cât erau la dispoziția fiecarei secții de votare. La Londra este situația cea mai complicată pentru cetățenii Republicii Moldova, dar este o lege cu care a încercat să se acopere dreptul de vot. Și vă repet, legea are două componente. Avem imagini, domnule, înregistrarea prealabilă. Cozile din 5-6 capitale europene. Exact. Vedeți, sunt cozi infernale la Londra. Faptul și că în alte sunt cozi și că încă sunt buletine e un lucru care presupune că încă se va vota până la ora 9 și, mă rog, în cazul Londrei, încă 2 ore. Gândiți-vă că e o diferență de fus orar pentru statele occidentale. Dar gândiți-vă și la componenta celor care chiar nu pot să mai voteze. Acolo unde chiar, deci v-am spus, este o lege cu două componente. O componentă spune, pentru a avea secție de votare trebuie să te înregistrezi în prealabil. Și a doua, și sunt foarte puțini înregistrați, cam ca la noi așa. Cam ca la legea românească. Și al doilea element, nicio secție de vot nu are mai mult, are exact 3.000 de buletine de vot. Dați-mi voie să vă atrag atenția la alt aspect al acestor jocuri incorrecte, să-i spunem așa, în jurul prezenței la vot. Râul Nistru este orașul Rezina și este orașul Râbniță. Râbnița pe malul stâng, oraș industrial. În stânga Nistrului locuiesc 315.000 de persoane cu cetățenie Republicii Moldova. Niciun deputat din Parlamentul Republicii Moldova nu poate călca pe malul stâng. În toate alegerile precedente, prezența la vot a cetățenilor Republicii Moldova din stânga Nistrului era pur simbolic. Câteva sute. Da, câteva sute. Acum ce se întâmplă? Doar la Râbniță, deci în genere din stânga Nistrului au fost aduse 15.000 de votanți. Votanți, nu alegători, ci votanți. Deoarece oamenii aceștia locuiesc în stânga Nistrului sub controlul acestui regim autoritar și xenofob. Și vă rog, atrag atenție. Liderul acestui regim, care este criminal de stat pentru Republica Moldova, circulă liber prin aeroportul de la Chișinău atunci când pleacă și vine de la Moscova, când pleacă în Dubai, la de shopping din Europa. Nimeni, vă rog frumos, de ce nu eu n-am armă deci, de foc și asta întrebările trebuie să fie adresate guvernării, care, cum am spus eu, are business murdar comun cu criminalii de stat din stânga Nistrului și atât în baza înțelegerii între acești oameni corupți de pe ambele maluri ale Nistrului. Pe de o parte, guvernul de la Chișinău, behăie neputincios timp de 20 de ani, care are probleme cu școli, cu predare în grafie latină, deci în stânga Nistrului. Că fermierii moldoveni au probleme cu prelucrarea pământului și evacuarea roadei. Deci avem probleme. Dacă în bandiții de la Tiraspol circulă liber prin aeroportul de la Chișinău, probleme nu sunt. Și iată criminalul de stat de la Tiraspol, fiind, având indicații probabil și de la Moscova, și în parteneriat cu cel de la care face business murdar de la Chișinău, asigură prezența votanților, oamenilor care le spune mergeți și votați pentru Dodon. Ei trăiesc în altă lume, sub controlul unui regim autoritar. Și asta este mult mai grav decât, da, este cu respect îi tratez pe cetățenii Moldovei din afara țării care încearcă să compenseze pasivitatea noastră. Dar ce se întâmplă, uitați-vă, când adunăm toate la oaltă, da? Și ceea ce se întâmplă cu votanții din Transnistria și limitarea, deci absolut artificial la numărul de buletine și deci, apelul membrului guvernului Irina Vlah, care este membru guvernului din oficiu și șefa executivului din autonomie găguză să-l voteze pe Igor Dodon, da? Deci aici e vorba de o luptă, o luptă absolut, alegerile sunt absolut nelibere și necorecte, în sensul acela că doamna Maia Sandu și cei care o susțin, noi ne simțim absolut defavorizați. Pentru noi este un război de gherilă. E un război inegal. Până la urmă, dacă discutăm de influența facțiunii pro-ruse, mă uitam acum pe acest guvern. Încă o dată, domnule Chifu, putem bănui o complicitate între actualul guvern, condus de, nu, finul lui Plahotniuc, putem bănui o complicitate între actualul guvern și Igor Dodon? Nu, eu n-aș merge în acest termen, dar eu vă dau celelalte elemente care sunt absolut copleșitoare. Gândiți-vă că vorbim despre o femeie cu o finanțare absolut modestă, cu un grup de prieteni în jur și mai ales voluntari, care se luptă cu un sistem în care sunt implicați cei trei mari
am auzit, Igor Dodon, sunt oameni care au resurse infinite, sunt susținuți de către Moscova, Igor Dodon, Ilan Șor, vă aduc aminte că a avut una dintre cele mai murdare făcături în această campanie, când i s-a virat în cont de către acest domn care este arestat și prins în toate mrejele acelui furt de al miliardului, i s-au virat bani în cont, i-a returnat înapoi, în schimb i s-au virat, s-au făcut copii în așa fel încât să fie expusă că primește bani de la acest domn Șor. Și Renato Usati, care e adevărat că formal a compătimit-o, dar îl susține pe același Dodon și a fost foarte simplu să facă un deal, să-și dea voturile lui Dodon contra grațierii pe care o așteaptă de la Dodon după ce acesta va fi președinte, ca să poată reveni în Republica Moldova. Este primar de Bălți și în același timp este căutat internațional pentru complicitate și comandarea unei crime. Deci aici suntem apropo de cele două părți. Mergem mai departe. Să nu uităm că în acest război s-a băgat în mod direct Biserica Mitropolia Moldovei sub ascultarea Bisericii Ortodoxe Ruse. Direct, episcopul Mechel de Bălți a ieșit public și a acuzat-o pe Maia Sandu că este stearpă, că nu are familie și că va aduce în Republica Moldova gay-ropa. Este o temă de campanie caghebistă, inclusiv în perioada 2014 s-a jucat. Tot clerul acestei mitropolii a ieșit public să susțină pe Igor Dodon împotriva Maiei Sandu. Tot împotriva Maiei Sandu a apărut întreaga mașinărie de război informațional al Federației Ruse din Republica Moldova. La nivelul statelor s-au distribuit mici lifleturi în care s-au spus o groază de minciuni. De exemplu, Maia Sandu a convenit cu doamna Merkel să primească 30.000 de sirieni și 9 copiii ne stau prin Italia și prin lume și nu pot să lucreze și în casele lor vor veni sirieni. A doua minciună sfruntată. După ce Maia Sandu, ca ministru al educației, a introdus camerele de luat vederi ca să aibă un bacalaureat corect, 400 de copii s-ar fi sinucis. Iarăși, o minciună gogonată, dar care este distribuită cu titlul... Deci acesta este tipul de campanie cu care se luptă Maia Sandu, având de partea sa un staff care este amator, naiv în mare măsură, cu multe greșeli, cu multe erori, după primul tur pentru a putea culege voturile votanților pro-europeni ai puterii, nu a avut niciun fel de întâlnire cu niciun fel de candidat, nu s-a întâlnit, n-a pupat mâna oligarhului, nu are vizibilitate pe televiziune, nu are vizibilitate publică, nu are afișaj, nu are... dacă vreți din punctul de vedere al tacticii electorale, este o variantă sinucigașă, dar curajoasă, altfel de salutat, menține acestei verticalități a doamnei Maia Sandu. Aici este candidatul pro-european care se luptă cu sistemul cu S mare, așa cum este el definit în Republica Moldova, și aici nu vorbim neapărat de o convivență a guvernului, care în principiu s-a păstrat cât s-a putut deoparte de întreaga dezbatere, sau a lui Plahotniu, care formal a recomandat susținerea Maiei Sandu, ci vorbim în mod direct de tot ceea ce înseamnă în afara acestor declarații pur formale publice, care pot să aibă sau pot să nu aibă acoperire în realitate. Dar reprezintă... O frază doar, dacă îmi permiteți, vreau să spun următorul. Eu cunosc persoane concrete din interiorul Partidului Democrat care mi-au relatat că imediat după ce domnul Lupu a fost retras, toate structurile Partidului Democrat, inclusiv poliție, inclusiv toate structurile bugetare subordonate Partidului Democrat, au primit ordinul lucrați pentru Dodon. Ca să fie clar, Dodon este omul din sistemul corupt și funcția lui, în caz dacă nu de Doamne îl vedem președinte, este să completeze această structură a statului captiv. Pe când doamna Maia Sandu este singurul pericol pentru acest sistem. Și aici vreau să completez ceea ce a spus domnul Chifu. Eu am participat la această campanie electorală într-o măsură modestă și am văzut cu adevărat o campanie electorală realizată de oameni naivi, dar voluntariat absolut. Acolo nu este angajat campania Podesta sau cine acolo, deci... Da, dar putem să și spunem cât a investit Maia Sandu în a doua parte a campaniei. Dar între turul 2 și turul 1. Eu am fost la acea ședință a staff-ului după turul 1, unde doamna Maia Sandu a spus că e bine ar fi, trebuie să colectăm 200.000 de lei moldovenești, $10.000, ca să devii șef de stat. Da, eu știu că s-a colectat mai mult. Eu am văzut cum oamenii vin
cu banii lor și în mod absolut transparent și corect depun banii pentru campanie electorală. Dar aici, la ceea ce a spus domnul Chifu, eu vreau să spun un lucru. Realitățile din ultimii ani au demonstrat că toți pretinșii politicieni care au acceptat cărdășii cu domnul Plahotniuc au fost distruși. E vorba de Filat, e vorba de Mihai Ghimpu și doamna Maia Sandu categoric nu acceptă niciun fel de comunicare deci, cu domnul Plahotniuc. Asta este deci, linia roșie care deci, ea categoric nu acceptă. Niciun fel de înțelegeri, niciun fel de cărdășii, niciun fel de deal-uri, compromisuri și nu știu ce. Mergem până la capăt. Și eu consider că apariția doamnei Maia Sandu și rezultatul pe care noi îl vedem acum, mobilizarea diasporii, nu știu cum arată pe interior campania electorală, este pe de o parte un miracol, dar pe de altă parte se simte că societatea vrea să creadă în ceva. Asta nimic politologic, dar pe fundalul acestei mizerii care durează ani de zile cu scandaluri interminabile, acuzații reciproce și cu furtul miliardului, oamenii vor să creadă în ceva. Și doamna Maia Sandu a devenit acest simbol și acest simbol, devenind în funcție de președinte, poate să înceapă un proces de resetare a statalității Sabina Republicii Moldova. Te întreb tot pe tine, cum ți se pare cealaltă variantă? Să presupunem că iese Igor Dodon președinte, să le explicăm oamenilor care se uită la noi, români sau cetățeni moldoveni. Care este pericolul dacă ajunge Igor Dodon președintele Republicii Moldova? Dincolo de faptul că are o ideologie declarat socialistă, dincolo de declarațiile de campanie electorală care știm că sunt una, care crezi că sunt pericole reale dacă el ajunge președinte? Ce poate face el rău care să ne afecteze și pe noi ca români? Nu cred că poate face ceva ce ne poate afecta pe noi, dar îi va afecta în mod direct pe cei care locuiesc în Moldova. Va renunța la angajamentele europene? Nu cred. Nu cred că va renunța la angajamentele europene. Cred că va păstra o balanță pro-rusă în conivență cu Uniunea Europeană, cum se întâmplă în Georgia, de exemplu, unde avem un președinte care ține echilibru între Rusia și Uniunea Europeană, deși populația în Georgia, spre deosebire de Republica Moldova, e majoritar pro-europeană și pro-NATO, în proporție de 70-80%. În Republica Moldova lucrurile nu stau atât de bine, din păcate. Aici lumea e puțin dilematică, dovadă că Dodon are o susținere atât de mare, nu a avut în primul tur aproape 50%, putea să câștige poate din primul tur. Pentru noi nu e nicio problemă, dinspre vest, dinspre Europa Occidentală, lucrurile par destul de liniștite. Ei vor fi fericiți să nu mai aibă nicio problemă la est, în periferie, pentru că vedem peste tot, fenomenul Trump se va molipsi Europa mai devreme sau mai târziu. Nu? Încet, încet ușile Uniunii Europene se închid. Vedem că România nu poate intra în Schengen. Deja din 2011 ne străduim și încă nu reușim. E posibil să nu reușim nici în următorii ani. Atunci, autoeliminarea Republicii Moldova din acest cerc 3-4, să spunem, din jurul Europei. Nu creează îngrijorări. Nu cred că va crea îngrijorări. Lumea tinde să se împace cu Rusia pe termen mediu. Lucrurile sunt încordate. Nimeni nu vrea să mențină o încordare a la long între vest și est. Republica Moldova e doar o țară mică pe care vestul și-o dorește stabilă și pe care și România și-o dorește stabilă. Întrebarea pe care, cinică până la urmă, pe care și-o pot pune decidenții occidentali, este aia: cine poate menține stabilitatea în Republica Moldova? Poate să o mențină Dodon? Dacă poate, poate să stea liniștit. Pe de altă parte, sigur că aspirațional vorbind, Maia Sandu ar putea aduce o lumină. Ar putea fi o luminiță în capătul acestui tunel. Probabil e un semnal, în primul rând, dincolo de ceea ce practic semnal, poate face Maia Sandu sau nu. Care mai e? 53 și ceva la sută, crește extrem de puțin. În principiu, cred că nu facem nici 54% prezență la vot.
8% este prezența diasporei la vot, dar deja suntem pe o curbă descendentă. De fapt, este tipic în Republica Moldova la ora asta, fiind și întuneric afară. Deci nu suntem în contextul României când se aglomerează sfârșitul de votare, mai ales cu tineri, ci deja s-a curbat practic prezența la vot. Mai rămân votanții de peste hotare, acolo unde secțiile se închid mai târziu și unde vor rămâne în continuare să colecteze câteva mii de voturi. Înțeleg că sunt cam 100 de mii de cetățeni moldoveni în Republica Moldova acum, sau mai mulți? N-am înțeles. Câți cetățeni moldoveni sunt acum în, în România? Nu știu. În jur de 240.000. 240.000. Dar se află pe teritoriul României. Nu știm. Sunt înregistrați în România, s-ar putea să fie plecat și mai în Occident. Bun, dar au votat câți? 11.000? La, în primul tur au votat 9.000. 12.000. 8.400 în primul tur. Dar nu e puțin? E puțin. Echipă. Foarte puțin. E foarte de ce? Puțin. Dar eu vreau să spun un lucru foarte important pentru mine. Eu locuiesc în Republica Moldova și n-am șanse să plec de acolo. Deci, ce înseamnă stabilitate? Există stabilitatea unui cimitir. Există stabilitatea într-un penitenciar. Da? Dar numai puțin, să dăm o informație, domnule Nantui, vă întrerup. Asta aflu din regie. Cetățenii moldoveni care s-au prezentat la ambasadă, înțeleg că s-au terminat buletinele de vot acolo, au fost îndrumați, cred că li s-au pus la dispoziție și mijloace de transport în comun, au fost îndrumați spre consulat, unde încă mai sunt buletine de vot și se pare că vor mai vota acolo acum, în ultima jumătate de oră înainte de închiderea urnelor. Vă rog. Și există stabilitatea unui regim democratic, unui stat de drept funcțional cu instituții democratice. Deci, deocamdată, noi avem stabilitatea unui stat captiv. Această stabilitate este una falsă, deoarece din Republica Moldova pleacă oamenii. Deci, fiecare al treilea tânăr cu studii din oraș vrea să plece definitiv din Republica Moldova. Mai mult. Asta nu e atât de grav pe cât e faptul că Moldova a devenit spălătoria de bani a Rusiei. Deci, asta este o altă poveste, dar eu vreau să spun încă un lucru. La 9 mai curent, pentru prima dată, la Tiraspol, a avut loc parada militară comună a trupelor rusești, care ilegal se află pe teritoriul Republicii Moldova, și a trupelor paramilitare acestui regim, tot de Rusia creată și întreținută. Parada militară comună. De atunci până în prezent, atașatul militar al Rusiei chiar a fost vreo 2-3 zile în urmă chemat la Ministerul Apărării. Cred că e al doilea. Primul a fost deja expulzat, iar în momentul de față a primit ultimatum. În stânga Nistrului non-stop au loc aplicații militare, deci comune, între trupele paramilitare a acestui regim neconstituțional și trupele Federației Ruse. Eu nu vreau să exagerez potențialul militar al Rusiei când te uiți la harta geografică, etc., etc. Dar eu nu consider că Putin a renunțat la proiectul Novorossia într-o perspectivă mai îndelungată și, deci, prezența militară rusească, aceste aplicații militare non-stop, în primul rând, sunt determinate de faptul că a apărut deveselul, factorul deveselul. Deci, Rusia, în mod demonstrativ, își consolidează factorul militar acolo, în pofida faptului că există Ucraina, dar aici jocul încă nu este făcut. Și această stabilitate despre care noi vorbim, analizând fotografia doamnei Nuan cu domnul Plahotniuc, asta este o stabilitate falsă. Eu cred că și ei știu că e o stabilitate falsă, dar doar răspundeam... O mică remarcă. Eu de mult am înțeles că înțelepciunea nu este monopolizată de nimeni, în special de americani. Da. N-am spus că e bine, eu doar răspundeam la o situație. Asta e părerea mea personală. Da, nu, eu care sunt pro-american am fost complet nemulțumit de declarația ambasadorului american la Chișinău, dar mă rog, e opinia mea, am și eu dreptul să am o opinie. Nu mi-a plăcut declarația domnului James Petit. Dar nu mi-a plăcut. E o declarație care suna parcă ar fi fost făcută de un susținător de al lui Dodon, că Republica Moldova e un stat și că la revedere cu Unirea. Dar pe teritoriul Republicii Moldova, în stânga Nistrului, vine viceprim-ministrul Rusiei și deschide școala moldovenească în grafie latină, grafie chirilică, construită pe banii Federației Ruse. Păi, propaganda rusă e la ea acasă. Nu. De ce domnul Petit atât de a atins nervii unioniștilor, dar vizita
pe teritoriul ocupat a unui viceprim-ministru rusesc, care în satul Tașlâc deschide școala moldovenească în grafie chirilică. Asta e continuarea politicii staliniste. Da? Asta e și politica domnului Putin. Uite, vă arăt o carte, mi-a adus-o domnul Chifu. Coordonator sunt domnul Iulian Chifu și domnul Oazu Nantoi. Se numește Război informațional, tipizarea agresiunii informaționale a Federației Ruse. E interesant despre cum rușii intervin și în Republica Moldova, în special prin mass media. De altfel, rușii sponsorizează foarte multe investiții media în Republica Moldova, cred că și influențează opinia publică în modul ăsta. Nu mai vorbim de aceste vizite gvasi oficiale. Nu mai avem foarte mult timp. O concluzie scurtă, domnule Chifu. Credeți că mâine avem motive de, mă rog, îngrijorare sau nu? Deci, în condițiile în care Igor Dodon ajunge președinte la Chișinău, urmează o perioadă dificilă în care ne putem trezi cu frontiera pe Prut, pe de o parte, frontiera Occidentului pe Prut, și în egală măsură ne putem aștepta foarte des la ieșiri publice în care domnul Dodon să înjure România de pe pozițiile moldovenismului. Să vedem dacă are ce să-i răspundă de la București. Vă arăt coperta României Libere de mâine, o dezvăluire extrem de interesantă. Martorii din dosarul Ponta Șova sunt hărțuiți de polițiștii lui Oprea. Ei sunt martori, ei sunt cei care au denunțat practic infracțiunile cuplului Ponta Șova. Cu toate astea, polițiștii, în loc să-i apere, să-i protejeze, îi terorizează. Vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți pe 1 TV. Urmează Silviu Mănăstire, ne revedem duminica viitoare de la aceeași oră, o noapte liniștită.